Irina nu își amintea copilăria. Deloc. Pe când unii au măcar câteva amintiri fulgerătoare despre cum au fost plimbați în cărucior sau legănați în leagăn, Irina nu avea nimic. Era ca și cum s-ar fi născut direct la vârsta de cinci ani. Prima amintire din copilărie este cum mama o duce de mână pe stradă și ajung într-un magazin de jucării. Alege, spune mama. Irina stă înmărmurită, privind cu admirație toată această splendoare. Chiar în fața ei, în dulapul mare, stau păpușile. Vreau pe asta, spune fetița. Această păpușă este foarte scumpă, zice vânzătoarea. Ați crezut cumva că nu putem cumpăra o păpușă foarte scumpă? A spus mama. Irina mergea ținând mâna mamei și ținea în brațe acea păpușă. Era aproape cât ea de înaltă și la fiecare înclinare spunea mama. Păpușa era grea și piciorul aproape se târa pe asfalt. Mama a propus de câteva ori să ia jucăria de la fată, dar Irina nu a fost de acord. Păpușa era acum fiica ei și a trebuia să o poarte. Când treceau pe lângă o vitrină mare de sticlă a unui alt magazin, mama s-a oprit din nou să-și aranjeze eșarfa. Irina s-a văzut în reflexie. Paltonașul vechi, căciulița tricotată. În brațe avea această păpușă uriașă, iar lângă ea era mama și ea era îmbrăcată într-un palton și o căciulă tricotată aproape identică cu a Irinei. Semănau foarte mult. Am în două scunde, nu prea înalte. Mama și fica, fiica și fica, a zâmbit mama. Așa și-a amintit Irina pe ea, pe mama și pe păpușa ei. O amintire foarte vie. Când a devenit adultă, s-a întors la această amintire și a înțeles de ce vânzătoarea le-a reamintit de prețul jucăriei. Ea și mama erau îmbrăcate foarte sărăcăcios. Paltonașele vechi, retușate de multe ori. Parcă ambele erau croite dintr-un palton mai mare, poate chiar bărbătesc. Cu timpul, detalii precum culoarea paltonului și locul unde au cumpărat păpușa s-au șters, dar expresia mamei a rămas. Irina și-o amintea bine. Era la fel ca a ei, rotundă ca o plăcintă cu obraji umflați, nas ca o cartofi, ochi mici, buze subțiri și sprâncene aproape invizibile. Semănau foarte mult. Irina și-a amintit bine acest lucru. Dar acum, la 17 ani, ea nu mai seamănă deloc cu mama. Mama Irinei este rafinată, zveltă, întotdeauna îmbrăcată foarte modern. Chiar și cizmele de iarnă le cumpără cu tocuri elegante. Până și papucii de casă au toc. Rochiile cărora le-a fost dat talie subțire accentuează talia subțire și șoldurile rotunde. Întotdeauna are manichiură îngrijită. Femeia se cunoaște după mâini, obișnuia să spună mama. Mâinile neîngrijite, neglijente trădează o femeie. Nu e nici greu, nici dificil să ai grijă de degetele tale. Irina stătea alături și își ascundea încet mâinile la spate arată unghiile tale, o comanda mama, observându-i gestul. Doamne, Irina, câte ori să-ți spun. Unghiile trebuie să fie curate. Dacă ți-e lene să-ți scoți murdăria de sub ele, atunci ta ele. Hai, aranjează-ți imediat unghiile. Mama îi întindea foarfecile. Gata, Irina își umfla buzele și tăcea supărată. Abia acum crescuseră unghiile ei ceva mai lungi și toată munca a fost în zadar. Ce contează, am uitat dimineața să le curăț, acum trebuie să le las să crească din nou o lună întreagă. Dar cea mai mare schimbare a fost în fața mamei. Nu mai semăna deloc cu un piure de cartofi. Pielea era întinsă, bărbia ascuțită, nasul perfect, ochii menși și sprâncene subțiri ca niște fire, dar strălucitoare și foarte evidente. Mama era o frumusețe. Fața unei actrițe de cinema, silueta unei zeiței, întreaga ei persoană parcă a ieșit de pe coperta unei reviste de modă. Irina se uita pe fur și în o grindă și vedea că nu seamănă deloc cu mama. Nici de cum. În copilărie, când Irina întreba când va semăna cu mama, aceasta răspundea că atunci când va crește mare. Irina a crescut, dar tot nu a ajuns să semene cu ea. Acum înțelegea că nu va fi niciodată la fel de frumoasă ca mama nu o va putea ajunge nici în înălțime, nici în zveltețe, nici oricum. Oricât s-ar fi privit în oglindă, Irina vedea doar o siluetă dreaptă și uniformă, ca o pâine. La fel de lată pe toate părțile, fără proeminențe și umflături. De aceea Irina prefera îmbrăcămintea băiețească în loc de rochiile fetești, mai ales cele mulată pe corp. Arăta atât de ridicol în ele. Ca să încap acolo măcar așa și așa, fără să rup fermoarul, trebuia să iau cu două numere mai mare. Dar din cauza asta umerii parcă atârnau ridicol. Mânecile erau prea lungi și îi stătea cumva ciudat. Știi, uneori mi se pare că orice rochie, chiar și de la Dior, o să-ți stea ca un sac de cartofi, îi spunea mama Irinei în magazin. Irina se simțea jenată, deși nu era grasă, doar avea o figură așa. Spun că de copil. Tata era altfel. Irina a fost întotdeauna mai apropiată de tată. Chiar și nasurile le erau identice. Spun că dacă oamenii au nasuri asemănătoare, înseamnă că se potrivesc unul altuia după caracter și vor fi cei mai buni prieteni. Și Irina chiar era cea mai bună prietenă a tatălui ei. Fetele se mândreau că erau ca niște prietene cu mama, dar Irina avea ca prietenă pe tata. Puteau sta ore întregi în bibliotecă și să vorbească. Da, erau bogați și își permiteau o casă cu mai multe dormitoare, un birou și chiar o bibliotecă. Mama se lăuda peste tot cu bogăția lor și nu rata nicio ocazie să dea cu nasul sau să umilească vreo femeie de serviciu, mai ales în magazine. Se vedea că asta îi făcea o plăcere deosebită. Irina se simțea de multe ori rușinată de mama ei. O femeie frumoasă, dar se comporta ca o vrăjitoare rea din povești. În astfel de momente, Irina chiar se bucura că nu se amănă cu mama ei. Stătea de deoparte, făcea că se uită la vitrină, în timp ce acolo mama făcea scandal. Și nu-i trecea nimănui prin cap că aceea e mama ei acolo, făcând gălăgie. O camuflare foarte convenabilă. Tata era cu totul altfel. El nu-și afișa niciodată ceea ce avea. Se îmbrăca modest și simplu. Mama tot timpul se plângea din cauza asta. Doi pantofi de o pereche. Spunea ea. Părea că pe mama o irita faptul că Irina nu iubește să se îmbrace elegant, să țină diete și să stea prin saloanele de înfrumusețare. Probabil că atunci când a născut-o, s-a gândit că la un moment dat, când va crește, vor fi ca niște prietene adevărate și vor face împreună toate aceste lucruri feminine. Dar a ieșit cum a ieșit. Irina chiar nu iubea toate acele rujuri, creme, loțiuni, farduri și altele. Mult mai mult iubea să stea cu tata în bibliotecă sau în birou. Să vorbească despre călătorii îndepărtate, despre mări, despre pirați. Tata, când era mic, visase să devină marinar, dar a intrat la medicină, unde a și cunoscut-o pe mama, așa cum povestea el. Medicina e tot bine. E mult mai important să ajuți oamenii, decât să brăzdezi întinderi oceanice. După facultate, a înființat o clinică care s-a dezvoltat și a crescut. Acum nu mai trebuia să stea la masa de operații sau să consulte pacienți într-un birou înăbușitor de dimineața până seara. Acum era un pic mai gras și mai îndesat. Acum era proprietarul uneia dintre cele mai cunoscute clinici private din oraș. Mama spunea că tata a transformat medicina într-o afacere. Nu e chiar așa, dar în linii mari e adevărat, răspundea tatăl. E doar modul în care o spui, care sună cumva disprețuitor. Îi plăcea să se contrazică, dar nu se certau niciodată, niciodată. Irina îi iubea pe amândoi cu disperare. Probabil de aceea au fost împreună atâția ani, pentru că erau atât de diferiți. Tata stătea adesea în bibliotecă, întins într-un fotoliu vechi, rezemat de cotul stâng, ținând în mână vreo carte. Irina stătea lângă el pe un scăunel mic pe care îl foloseau ca să ajungă la cărțile de pe rafturile de sus. Cât de mult iubea acele seri! Irina putea sta ore întregi și să asculte cum tata foșnește paginile în timp ce citește. El avea o capacitate fenomenală de a citi foarte repede. Noi citim textul cuvânt cu cuvânt. Ochiul vede prima și ultima literă a cuvântului, iar restul le completează din propria experiență. De aceea e atât de greu să citești în clasa întâi, când abia începi să înveți. Creierul tău încă nu are experiență, nu e obișnuit. Dar pe măsură ce înveți, această abilitate se exersează tot mai bine. Unui om obișnuit îi se pot amesteca literele din interiorul cuvintelor, atâta timp cât prima și ultima literă sunt la locul lor, el va citi textul fără nicio entare. Mai mult, nici nu va observa că ceva nu e în regulă. Există oameni care, folosind o tehnică aproape la fel, citesc propoziții întregi, ghicind în sensul celor scrise. Tata citea însă paragrafe întregi. Nu mă credeți. Dar e adevărat. Asta se numește lectură diagonală. Puțin oameni au stăpunit această tehnică. Ea permite să surprinzi esența textului și să economisești o grămadă de timp. Se spune că Lenin stăpânea o astfel de tehnică și iată-le pe Irina tata. În tinerețe, în anii de studenție, a citit foarte mult și și-a dezvoltat această abilitate. Când citea o carte, părea că doar o răsfoiește privind la imagini. Dar de fapt citea. Cât de mult semen cu mama ta. Spuse tata într-una din acele seri, când s-a oprit din citit și a privit-o visător pe fiica sa. Oh, tăticul, dar ce să semeni? În ce anume? Noi doi suntem ca și Ian, a răspuns Irina. Ei bine, înseamnă că atunci când vei crește, vei semăna. Spuse tatăl și se cufundă din nou în carte, de parcă ar fi spus ceva nepotrivit. Dar eu deja am crescut, tată, am 17 ani. În secolul trecut aș fi putut deja avea cinci copii. Și dacă acum nu semăn cu ea, nici nu voi mai semăna. E simplu, Trebuie să înțelegi, ești medic, a spus Irina. Fost medic, spuse tata, fără a se desprinde de carte. Nu mai practic. Și totuși, tată, e simplu ca doi și doi, e genetică, a lansat Irina. Tatăl a îndepărtat cartea de față și s-a uitat la fica sa, ca și cum i-ar fi fost gata să dezvăluie un secret militar. Ce vrei să spui? a întrebat el cu precauție pur și simplu semăn cu tine, înțelegi. Sunt o copie a ta, râdea Irina. Ah, dacă e vorba de asta, atunci da. El a zâmbit și s-a întors la citit. Irina a mai stat puțin. Era clar că vrea să mai spună ceva, dar nu îndrăznește. Și, în cele din urmă, după ce și-a luat o gură de aer, a spus, tată, pot să-ți pun o întrebare indiscretă. Nu m-am hotărât să-l întreb pe mama. Ei bine, dai drumul. Tatăl și-a ascuns din nou cartea. Spune, dar nu-i spune mamei că am întrebat, de acord. Așa văi, tirina. Bine, îți jur pe Dumnezeul mărilor și oceanelor că nu-ți voi trăda secretul, a spus tatăl. Tată, mama a făcut vreodată o operatie estetică. Nu despre aia de care visează toată lumea. Despre față. A făcut ceva, poate de mult, la față. Nu-mi amintesc așa ceva. Cel puțin eu nu știu nimic despre asta. El s-a ascuns din nou după carte. Ciudat se gândea Irina. Îl cunoștea destul de bine pe tată. Dar de data asta nici măcar nu s-a interesat de ce întreabă. De obicei o întreba întotdeauna ce, cum și de ce, dar acum nu. De parcă ar fi ghicit sau ar fi citit gândurile ei, tatăl a întrebat direct din spatele cărții, de ce întrebi. Ei bine, înțelegi, îmi amintesc o mamă total diferită. Nu așa cum e ea acum. Semăna mai mult cu mine. Eram aproape identice. Îmbrăcate modest. Deci mă gândeam, poate a făcut ulterior o operatie. A întrebat Irina și a povestit imediat tatălui despre amintirea ei. Ei bine, e simplu. Aia nu era mama ta. A răspuns tatăl atunci cine era? S-a mirat Irina. Ei bine, nici eu nu mai țin minte unde locuiam în acea ani. Tatăl a făcut pe cel care încearcă să-și amintească. Poate era o bonă sau vreo vecină oarecare. Dar ce vecină ar cumpăra o jucărie pentru un copil cu jumătate din salariul ei pe o lună? Nu, ea mă numea fiica ei. Și de ce se semăna atât de mult cu mine? Nu se lăsa Irina. Fica, ți-am spus. Probabil era vreo rudă. Poate sora mea te-a însoțit la cumpărături. Tu ai văzut ceva, ai reținut ceva. Erai mică. Tatăl a început să se enerveze. Irina nu l-a mai deranjat și a decis să schimbe subiectul. M-am hotărât și eu să intru la medicină. Voi fi ca tine. Medic, a spus Irina. Și ce s-a întâmplat cu visul de a deveni celebra Jacqueline Sparau? Nu când am visat eu la așa ceva. A râs Irina. Nu mă amintesc, a râs tatăl. Uite, vezi, nu-ți amintești. Dar eu mă amintesc. Aveai trei sau patru ani și te-ai uitat la pirații din Caraibe. Nu știu ce ai înțeles de acolo, dar timp de două săptămâni ai vrut să fii pirat. Și tot mă rugai să-ți fac o banderolă pe ochi. Brava că te-ai hotărât. Vei fi un medic excelent. Nu s-au mai întors la subiectul operațiilor. Irina s-a înscris la facultatea de medicină. Și-a dedicat tot timpul studiului. În această perioadă s-a îndepărtat cumva de tată și mai ales de mamă. Ajungea acasă abia pe la 10 seara. Avea doar putere să ia o duș și să se prăbușească în pat. Iar la șase dimineața iar se ridica și pleca la facultate. Iar în weekend dispărea la clinică, unde, mai mult decât aici, putea dobândi cunoștințe reale. Prin practică. Părinții erau mândri de ea. În anul al cinilea, când până la susținerea lucrării de diplomă mai erau doar câteva luni, tatăl a murit brusc. Irina nu mai vorbise cu el de multă vreme, așa cum obișnuiau să facă. Se pregătea și se pregătea și se pregătea. În ziua aceea a decis să facă o pauză. A intrat în bibliotecă. Tatăl era așezat în fotoliul lui preferat. Doar că nu ținea o carte în mână, ci aceasta îi căzuse pe piept. Doarme, a gândit Irina. S-a apropiat să-i aranjeze mâna care a târnat din fotoliu și a înghețat. Tatăl era deja rece. Murise cu câteva ore în urmă, fără ca cineva să observe. Medicii au spus că cel mai probabil a și în somn s-a rupt un cheag. A murit instantaneu, fără să simtă nimic. Înmormântarea a fost grandioasă, cu onoruri. Au venit foștii lui colegi, colaboratori, elevi și chiar pacienți. Pentru Irina totul era ca într-o ceață. Cum s-a putut întâmpla asta? Se învârtea în mintea ei întrebarea mut. De ce nu a venit la el măcar cu o zi înainte? De ce, în mijlocul grijilor ei, nu a găsit timp să treacă pe la tată și să discute pur și simplu cu el? A întârziat câteva ore și asta o chinuia atât de mult, încât nu putea să se gândească la nimic altceva. Pomana a avut loc la un restaurant. Măcar nu trebuie să curățăm nimic acasă, a spus mama. Și ea era foarte nervoasă și obosită. Acasă s-au așezat în sufragerie pe canapea. Tatăl nu stătea niciodată cu ei în sufragerie, doar când aveau musafiri, în mod normal preferând biblioteca. Stăteau pe canapea și ar fi putut crede că tatăl este sus, în fotoliul lui preferat. Dar știau că el nu mai este acolo și nu va mai fi niciodată. Cât de gol este fără el în casă, a spus mama. Probabil mă duc la culcare, iar tu? a întrebat Irina. Trebuie să vorbim liniștit și încet, a spus mama. L-am cunoscut pe tatăl tău când era deja un medic promițător, a început ea povestea. Așteaptă, tata spunea că v-ați cunoscut când încă studia la institut, a spus Irina. Cu mama ta s-a cunoscut la institut, iar cu mine după cinci ani de la nașterea ta, deci ascultă-mă și nu mă întrerupe. Nu am înțeles ce ai spus acum, un fior rece i-a străbătut spatele Irinei la auzul celor spuse. Exact ce am spus, asta am spus. Acum pot să nu mă mai întrerupi. Sau mă duc în camera mea și discuția nu va mai avea loc. Irina a dat doar din cap. Nu apucase încă să se remită de șocul pierderii tatălui, iar acum a pierdut-o și pe mamă într-o clipă. Am construit împreună această clinică. I-am fost de ajutor în măsura în care am putut. Ne iubeam foarte mult și voiam să avem un copil. Dar, din păcate, nu a fost să fie. Mi s-a descoperit sterilitatea. Am plâns și am vrut să divorțez pentru ca el să fie liber și să-și poată găsi o femeie sănătoasă și întreagă care să-i poată naște un copil. Atunci mi-a mărturisit că are deja un copil. O fetiță de aproximativ 5 ani. Erai tu. La acel moment trăiai într-un orfelinat, iar el nu te văzuse niciodată. A fost o scurtă poveste de dragoste studențească în primul an, cu o fată de la țară, când au mers să culeagă cartofi. Apoi ea a apărut și a spus că este însărcinată. El nici măcar nu era sigur că este copilul lui. Trebuia să studieze. Locuia în cămin. Oricum, nu ar fi ieșit nimic din asta. Apoi a aflat că ea a murit la naștere, iar tu ai fost trimisă la orfelinat ne-am dat seama de tine și te-am luat la noi. Te-am crescut ca pe propria mea fiică. Și-a încheiat povestea mama. Minți. Nu știu de ce, dar sunt sigură că minți. Nu poate fi adevărat. Tu ești mama mea. A strigat Irina printre lacrimi care îi curgeau pe obraj. Crede sau nu, cum vrei, a spus mama cu o față de piatră, fără nicio emoție. Am încercat sincer să fiu o mamă bună pentru tine, dar nu s-a potrivit. Parcă simțeai că nu sunt o persoană de-a ta. Nici măcar nu ai devenit o mamă pentru mine, dar Dumnezeu să te judece, a spus Irina. Nu pot crede asta. De ce faci asta? De ce? Pur și simplu vreau ca totul să fie cinstit, a spus calm mama și a arătat Irinei actele de adopție. Irina s-a uitat la ele cu ochii în lacrimi și a înțeles că tot ce îi se întâmplă acum este un vis, o altă realitate, o simplă iluzie. Ea o iubise. O iubește. De ce face asta cu ea? În orice caz, acum multe piese din mintea ei s-au așezat la locul lor. Acum era clar de ce nu seamănă atât de izbitor cu mama. Era clar de ce a fost mai atrasă de tată. Și ce însemnau cuvintele lui de atunci? Ești atât de asemănătoare cu mama. Și știi, ea nu a murit la naștere, a spus deodată Irina. În amintesc de ea. Mi-a cumpărat o păpușă în magazin. Nu m-amintesc unde, dar a fost într-un magazin mare și frumos. Mai rău pentru tine, înseamnă că ai devenit inutilă pentru ea. S-a jucat și te-a aruncat. Probabil când a realizat că nu poate scoate bani din tatăl tău, te-a dat la orfelinat și a plecat să-și caute un alt prost. În orice caz, mi s-a spus că a murit la naștere. El a fost nesigur până la final dacă ești fiica lui. I-am propus să facem un test ADN, dar se temea. A fost întotdeauna puțin laș. Nu a vrut să afle adevărul. Mama Vitregă a vorbit într-un ton destul de rece. Era evident că nu o afectează, ba chiar o irita. Acum, când a recunoscut, s-a transformat din mamă în vrăjitoarea rea din povești. Acum a devenit doar mama vitregă. Și ce vom face acum? A întrebat Irina. Eu voi conduce clinica. Tatăl mi-a lăsat-o prin testament. Iar ce vei face tu, nu știu, a răspuns mama vitregă. Stai, ce testament, a murit subit, a întrebat Irina. Ei bine, dacă tu nu știi ceva, nu înseamnă că nu există. El s-a îngrijit de asta de mult timp, încă de anul trecut. Am mers la notar, a spus mama vitregă. Dar de ce nu știam nimic despre asta? S-a mirat Irina. Gândește-te singură de ce. Probabil tatăl tău aștepta doar să termin facultatea și se pregătea să-ți spună totul. Pur și simplu nu a apucat. Mama vitregă a întins brațele. Părea că se bucură să spună lucruri rele despre tânăra fată. De parcă voia să se răzbune pentru toți ani când trebuia să-i zâmbiască și să fie drăguță. Da, iar studiile mele în continuare, rezidențiatul, este nedrept, a exclamat Irina. Ei bine, știi, totul depinde de tine. Învață, lucrează. Cum trăiesc ceilalți? Te-ai obișnuit să primești totul pe tavă. Ar fi fost corect să facem un test ADN, iar dacă nu ești fica lui, să te forțăm prin justiție să înapoiezi toți banii pe care i-a cheltuit pe tine atâția ani. Asta ar fi fost drept. Bine, asta e tot. Discuția s-a terminat. Dispar din casa mea. Irina a fost șocată. Abia a apucat să ia documentele necesare și câteva lucruri personale. Ieșind din casa în care a trăit toată viața și în care, după cum credea, s-a și născut, Irina nici nu înțelegea încotro să se ducă. Practic nu avea prietene. Din copilărie nu a iubit toate acele lucruri fetești. Nici băiat nu avea. Cu atât a învățat nu a avut timp să-și facă un prieten, iar de fapt a fost întotdeauna timidă, să fim sinceri. Nu se considera o frumusețe, mai ales în comparație cu mama. Irina credea că nu atrage băieții, cui i-ar plăcea să iasă cu un baton. Încotro să meargă acum? Unde să se ducă? Probabil ar trebui să-și găsească mama adevărată, dacă acea femeie pe care și-o amintea era încă în viață. Asta e pe termen lung. Dar ce va face acum? Desigur, trebuie să meargă la clinică. Acolo o cunosc de când era mică, o compătimesc, nu o vor refuza. Irina a luat un taxi și a mers la spitalul tatălui. Au trecut șase luni. Irina lucra la clinica care fusese de mult timp casa ei. Și nu veți crede, lucra ca o simplă femeie de serviciu. Aceasta era singura funcție în care o puteau angaja. Mama vitregă a intrat în drepturile de moștenire. Și toată lumea se temea să se opună noi stăpâne. Dar problema nu era doar asta. Oricât de bine ar fi învățat Irina, nu avea diplomă de studii. Cu salariul de femeie de serviciu, era imposibil să-și plătească studiile. Nu a apucat să obțină diploma din cauza morții tatălui. Și apoi a luat sfârșit viața fericită. Acum Irina era femeie de serviciu. Ei bine, ce să-i faci și asta e o muncă? Cineva trebuie să o facă. Acum capul fetei era ocupat cu altceva. Voia să-și găsească mama. Adevărata mamă. Irina era convinsă că mama vitregă i-a mințit în mod intenționat că mama a murit la naștere. Și, de fapt, în acte nu se spunea nimic despre asta. Acolo doar scria că părinții ei adoptivi au luat-o din orfelinat. Cine era atunci femeia din amintirile Irinei? Cine i-a cumpărat atunci păpușa în magazin și a stat cu ea în fața vitrinei? nu putea fi doar o halucinație. Era evident că trebuie să înceapă căutările de la acel orfelinat. Dar trecuseră atâția ani. Mai era acolo cineva din angajații de atunci când a ajuns acolo. Și problema nu era doar asta. Problema era banii. Pentru a începe căutările mamei, avea nevoie de mijloace financiare. Acum Irina cheltuia aproape tot salariul ei pentru a închiria o cameră, povestea cenușăresei se repetă. Doar că în cazul Irinei, nu o trăsură s-a transformat în dovleac, ci mama a devenit peste noapte o crudă mamă vitregă. Mulți din clinică nu înțelegeau de ce, după plecarea fondatorului, soția lui a devenit singura proprietară. De ce nu a rămas nimic pentru fiica care ar fi trebuit să devină un medic talentat? De ce clinica a trecut nu la ea, ci la mamă, care era departe de medicină? Nimeni nu știa ce s-a întâmplat în această aparent fericită familie după moartea tatălui Irinei. Problemele se acumulau ca o minge de zăpadă. Mama vitregă nu doar că nu știa să conducă clinica. Avea impresia că a decis să risipească totul până la ultimul fir. Veniturile obținute din serviciile plătite nu mergeau pentru dezvoltare sau achiziționarea de echipamente și medicamente. Mama vitregă le lua pentru ea și le cheltuia pe nevoile și dorințele ei, fără a investi nimic în clinică. Foarte repede, aproape instantaneu, a transformat acest spital din cel mai bun din oraș și în cel mai rău. Aproape tot personalul a demisionat. Medicii buni au fugit din această mizerie în care întârziau salariile, pentru că proprietara a decis să-și cumpere un jeep. Chiar și vagabonzii nu prea voiau să se trateze în această unitate. Mama vitregă parcă a fost dată jos de pe lanț. Cheltui bani în stânga și în dreapta, își cumpără bijuterii și niște haine de designer ridicole. Și ce era mai rău, asta o vedea Irina. Ea pur și simplu nu avea de ales. Nu putea să meargă să lucreze altundeva, iar în cele din urmă această clinică era scumpă, ca o amintire despre tată. Era doar supărător să vadă cum totul se prăbușește și se degradează cu o viteză catastrofală, sub ochii ei. Și apoi Irina află că mama vitregă decide să vândă această clinică. Asta a fost deja o faptă fără scrupule. Decide să discute cu ea. Îi roagă, aproape o imploră, să nu facă asta. Irina o roagă să-i dea o șansă să repare totul, ar putea redresa clinica. Atunci cumpără-o și face ce vrei cu ea, a declarat mama vitregă. Dar știți că eu nu am bani. De când a plecat de acasă, fata o numea pe fosta mamă, iar acum, după propria ei mărturie, mama vitregă la persoana a doua. Și eu ce am a face cu asta? Dacă nu ai bani, nu cumpăra, vor fi alți proști care vor cumpăra această ruină, râdea mama vitregă. Dar asta sunteți voi. Voi sunteți de vină că clinicata ta a ajuns în aceste ruine, nu s-a putut abține Irina. Voi ați risipit totul aici, sugând banii. Și știi ce? Nu mai vreau să suport toate astea. E de ajuns că te-am îndurat toată viața, nerecunoscătoare mică. Ești concediată și poți pleca unde vrei. Oricum am făcut prea multe pentru tine, a declarat mama vitregă. Gata, discuția s-a încheiat, pleacă. Și nu uita să lucrezi două săptămâni. Irina nu-și putea crede urechilor voia să salveze clinica, iar în final a pierdut-o definitiv. A trecut doar o săptămână de la acea discuție, când Irina află că tranzacția s-a încheiat și clinica a fost vândută. Și pentru o sumă atât de exorbitantă, încât chiar dacă ar fi fost în aceeași stare ca înainte de moartea tatălui, probabil că nu ar fi valorat atât. Ei bine, mama vitregă, ce scroacă! Cum de scapă de toate lucrurile pe care le face? Pe Irina o interesa cine este noul proprietar. Probabil că e departe de medicină și înțelege prea puțin ce face dacă cumpără un astfel de obiect fără să se uite. A intrat pe internet pe site-ul clinicii și pur și simplu a rămas înmărmurită. Această femeie obraznică și fără principii se pare că a decis să înșele pe toată lumea. A postat în anunțul de vânzare fotografii care nu corespundeau realității. Pur și simplu le-a luat din arhivă. Privind la acele fotografii, ai fi putut crede că cumperi un loc profitabil și bun. Irina a vrut să trimită o plângere cu privire la anunț, dar tranzacția era deja încheiată. Era prea târziu să mai facă ceva. Omul deja cheltuise banii și se afundase. Ei bine, ce treabă avea Irina cu el? Nu se cunoșteau. Dacă a putut face o astfel de achiziție, trebuia să gândească cu capul lui. Sau măcar să vină la fața locului și să vadă cum stau lucrurile, în loc să dea atâția bani fără să se uite. Acesta a fost ultima zi când Irina a mai lucrat în clinică. Mama vitregă, primind banii, a zburat undeva, probabil să se grăbească să-i cheltuiască. Toți angajații rămași erau într-o stare de suspendare. Nimeni nu știa ce va fi mai departe. Nici Irina nu știa. Să rămână sau totuși să plece. Cea care o concediase acum nu mai era stăpână și nu mai lua decizii. Dar Irina se îndoia dacă trebuie să rămână aici, în ruinele vieții de altă dată. În mod sigur, proprietarul va transforma această clădire din clinică într-un hotel sau chiar într-o bancă, așa cum e la modă acum. Probabil că va avea nevoie de o femeie de serviciu, și nu doar una. Dar problema era că Irina nu avea de gând să fie femeie de serviciu toată viața probabil că ar trebui să și-a rămas bun de la trecutul ei, să-l lase în urmă, cum spun psihologii, și să meargă mai departe. Ea tocmai termina de curățat holul spitalului și se pregătea să plece. Mulții spuseseră că Irina nu trebuie să mai facă nimic după plecarea mamei vitrege. Toată lumea înțelegea. Dar ea nu putea să procedeze așa. Măcar din respect pentru tatăl ei, trebuia să-și termine treaba până la capăt. Oricum, asta era munca ei. În clinică au intrat doi bărbați. Au privit holul și unul dintre ei chiar a fluierat. Doamne, dar unde e tot ce am văzut în poze? A exclamat unul dintre ei. Si am spus că trebuia să vi să vezi cu ochii tăi, a spus celălalt. Nici nu puteam imagina că într-o clinică atât de renumită a unui medic celebru va fi o asemenea ruină. Atunci Irina a realizat că a venit noul proprietar. Doar că nu era clar care dintre ei era proprietarul. Și a mai înțeles că mama vitregă nu doar a folosit fotografiile vechi. A mai folosit și numele tatălui ei și l-a defăimat serios. Fața unuia dintre bărbații s-a părut familiară Irinei. Crede că l-a mai văzut când studia la institut la diferite forumuri sau seminare era Filip, cunoscutul proprietar al unei rețele mari de clinici de chirurgie plastică. Bogatului, numele bogat, spuneau despre el. Irina nu-l cunoștea personal, dar îi auzise numele. Filip era cunoscut nu doar pentru averea lui, ci și pentru comportamentul extravagant. Una dintre distracțiile lui preferate era să găsească vreo fată urâțică și neîngrijită și să-i facă o operație estetică gratuită, transformând-o într-o frumusețe. Filip era necăsătorit și se zvonea că a doua lui distracție era să aibă relații amoroase cu aceste fete cărora le oferea frumusețe. Mulți voiau să ajungă nu doar pe masa lui de operatie, ci și în patul lui. De asemenea, Filip era cunoscut ca un risipitor fără margini. Arunca banii pe fereastră, începea noi proiecte și apoi le uita. Un bogătaș fără minte! Fără friu! Un bogătaș fără friu! Cine era însoțitorul lui, Irina nu știa. Nu că i-ar fi fost chipul familiar, ci pur și simplu îi amintea de cineva. Văzuse mulți oameni în anii de studiu și la clinică. Mereu treceau pe lângă ea grămezi de lume. Bărbații discutau, își dezbăteau problemele și că ar fi bine să o prindă pe aia care i-a înșelat și să o dea în judecată pentru înșelăciune și fals în acte. Irina doar ștergea podeaua. Deci ce vei face cu locul ăsta? L-a întrebat prietenul lui Filip. Sincer, nici nu știu. Probabil demolare. Terenul valorează mai mult decât toată mizeria asta, a spus Filip. Și atunci Irina a cedat. Cum vă e rușine să vă gândiți că, dacă sunteți atât de bogat, puteți trata tot ce vă înconjoară așa, după cum cred eu? Nu v-ați gândit că omul ăsta a construit această clinică, investindu-și în ea sufletul, iar apoi... Apoi a murit pur și simplu. Înțelegeți? Și a venit una ca voi și a transformat totul în haos. Înainte era bine, foarte bine aici. Uite ce a prigă apărătoarea noului tău imobil, i-a spus însoțitorul lui Filip. Domnișoară, sunteți o adevărată flacără! Și cine sunteți, draga mea? Eu? Sunt doar o femeie de serviciu. Curăți această clădire în fiecare zi! Înțelegeți. A răspuns Irina supărată. Aș elimina-o cu plăcere. Nu ți se pare că ar putea deveni o minunată. Filip nu a terminat fraza, frecându-și bărdia gânditor. Amintindu-și ce se spunea despre Filip, că dăruia operații estetice fetelor neîngrijite, Irina s-a gândit că discută cu prietenul său despre aspectul ei. Irina s-a dat chiar înapoi de el, de parcă ar fi fost gata să o ia imediat la operatie. Nu, mulțumesc, am găsit bine făcătorii. Nu am nevoie de operația voastră estetică. Știu foarte bine că nu sunt o frumusețe. Înfățișarea mea mi-a fost dată de natură și de mama și tata și nu am de gând să schimb nimic. A strigat Irina. Tinerii au izbucnit în râs. Domnișoară, cine v-a spus o prostie ca asta, că nu sunteți o frumusețe? Mi se pare că cineva v-a înșelat în mod crunt. După gustul meu, sunteți chiar foarte încântătoare. Părinții voștri s-au străduit destul de bine. Transmiteți-le salutări. a spus Filip. Nu mai sunt în viață. Cel puțin tatăl sigur nu mai este, iar despre mamă nu știu unde este, a spus fata. Trebuie să o căutăm, dar eu nu am deloc bani. Și cine mi-a spus asta? Vă bateți joc. Credeți că nu mă văd în oglindă? Ei bine, atunci probabil că aveți o oglindă strâmbă, a spus Filip. Să spunem deschis, în timpul studiilor la institut, Irina s-a schimbat foarte mult. S-a înăsprit, a slăbit, i s-a îmbunătățit fața, iar formele feminine convenționale nu i mai erau străine. Pur și simplu, la unii frumusețea vine mai devreme, iar la alții mai târziu. Îndrăcită de studii, îmbrăcată în haine largi, Irina nici nu observa aceste schimbări. În plus, chiar și așa se uita rău în oglindă. Dimineața, grăbită înainte de cursuri, arunca o privire în oglinda din hol în care se vedea doar capul. Își făcea coadă și fugea. Iar în ultimele șase luni, când a lucrat ca femeie de serviciu, o colea complet oglinda. Nu avea timp și nici nu era nevoie. Știa foarte bine cum arată. Deloc. Dar tinerii discutau cu totul altceva despre înfățișarea ei, decât a crezut ea. Filip era pasionat de experimente și dacă în noua lui achiziție nu era nimic de pierdut, de ce să nu încerce? Cum vă numiți? A întrebat Filip. Irina. A răspuns fata cu rezervă. Voia să spună că este fiica proprietarului acestei clinici, dar s-a răzgândit. Ce mai conta acum când clinica fusese vândută, iar tatăl murise? Deci, Irina, am o propunere pentru dumneavoastră. Vreau să vă numesc director sau medic șef, cum preferați. Ați apărat atât de pasionat acest loc, încât mi ați atins inima. Vă dau hărțile în mână și finanțare din partea mea. Ce părere aveți? A spus Filip. Irina a rămas mută. Dar asta era visul ei. Toată tinerețea și-a petrecut-o în această clinică. Știe tot despre ea. Cum să o conducă? Ce să facă? În plus, are o educație medicală, chiar dacă neterminată. Sunt de acord, a exclamat ea înainte ca acești șmecheri să se răzgândească. Am doar o condiție. Din întâmplare, nu am terminat institutul, a murit tata. Nu aș putea lua bani din finanțarea dumneavoastră pentru a-mi încheia studiile. Lăudabila dorință de învățare trebuie încurajată. Faceți ce doriți! Vă dau carte albă, sunteți directorul aici, dumneavoastră decideți unde să cheltuiți banii. Ne vedem peste un an! Tinerii au plecat spre ieșire. Tot cum perfete! L-a întrebat prietenul, ieșind din clinică. De data asta am găsit altă metodă, a spus Filip. Nu e vorba despre asta, Timofei. Am nevoie să dovedesc inutilitatea acestui loc, înainte de a-l trimite la demolare. Cine altcineva decât această femeie de serviciu ar putea să-l distrugă și mai mult? Și cheltuind nu prea mulți bani. Uită-te la perspectivă, câți banii trebuie. Care sunt pretențiile ei pentru a plăti institutul? Nu va putea gândi la scară largă, iar asta îmi convine. Fără perspectivă înseamnă demolare, asta e tot. Credeam că ți-a plăcut. Văd că ție ți-a plăcut, a spus Filip și l-a bătut prietenul pe spate. Timofei a ridicat nehotărât din umeri. A trecut timpul. Filip uitase deja de ciudățenia lui cu clinica, când deodată a venit la el un contabil îngrijorat un mare depozit pe contul tocmai al acelei clinici. Sunteți sigur? A întrebat Filip. Depozit, nu retragere. Tocmai asta era problema. La început au fost cheltuieli rezonabile. Toate le-am confirmat conform instrucțiunilor dumneavoastră. Ei bine, acum uitați-vă, acum șase luni, în luna trecută, în luna asta și vedeți cât este în această lună. Ce facem? Ce dracu a făcut acolo femeia de serviciu? Filip a înjurat chiar și și a decis să meargă urgent. Când a ajuns acolo, nu-și putea crede ochilor. O renovare excelentă a clădirii. Medici aleargă încoace și încolo pe holuri. Totul este dotat la prima solicitare, cu tehnică. Femeia de serviciu s-a străduit din plin să-și restaureze odorul. Dar mai are rost acum să o demoleze. Acum trebuie să deschidă aici o secție de chirurgie plastică, s-a gândit Filip și s-a îndreptat spre directoare. L-a întâmpinat o adevărată frumusețe. Se vedea clar că fata era frumoasă chiar și în halatul de îngrijitor, dar în costumul de afaceri obișnuit arăta pur și simplu uimitoare. Filip a rămas fără suflare. Cum vă plac succesele noastre? A întrebat Irina. Să fiu sincer, sunt impresionat. Și ce studii aveți? A întrebat Filip. Am diploma în buzunar. Urmez rezidențiatul. De altfel, chiar în clinica noastră, a răspuns Irina. Brava vouă! Filip o privea pe fată cu admirație și nu înțelegea dacă este doar fermecat sau chiar îndrăgostit. Am o rugăminte, s-a ridicat Irina de la birou. Pantofii cu toc înalt îi dădeau o siluetă și mai ciudată. Aș vrea să dau clinicii un nume. Numele tatălui meu. Nu veți avea nimic împotrivă. Și cine vă este tatăl? A întrebat Filip. Părea că nu ar avea nimic împotrivă să-i dea numele oricui, mai ales dacă cererea vine de la o fată atât de încântătoare. El este fondatorul acestei clinici. A construit-o, a început totul de la zero aici, a spus Irina. Deci iată despre ce e vorba. De aceea ați apărat cu atâta ardoare această clădire, a spus Filip. Dar cum s-a întâmplat că nu va a revenit prin moștenire? a întrebat el. Mama vitregă pe care o considerăm mamă. Totul i-a revenit ei prin testament, inclusiv clinica de acasă, a spus Irina. Ea a adus tot aici în paragină și v-a înșelat, a spus Irina. Probabil nu doar pe mine, ci și pe dumneavoastră v-a înșelat. Nu a existat niciun testament. La încheierea unei tranzacții imobiliare se verifică proveniența dreptului de proprietate. Spus simplu, se verifică de unde au venit drepturile de proprietate ale vânzătorilor. Ei bine, mama vitregă a intrat pur și simplu în drepturi de moștenire, iar de numele meu a fost depusă o renunțare. Presupun că dumneavoastră nu știați. Eu cu siguranță nu am semnat nimic. În acel moment i-a sunat telefonul. Filip s-a scuzat și a răspuns. Conversația a fost foarte emoțională. Suna Timofei. Mama lui a avut un accident pe autostradă. Ce facem? Ambulanța nu ajunge la timp la Moscova, a spus Timofei. Aduceți-o la noi, a strigat Irina către Filip. Da, exact. Duceți-o la clinica pe care am cumpărat-o, a spus Filip. Ești sigur? Timofei era nedumerit. Acolo e o ruină. Grăbiți-vă, a strigat Filip în receptor. Femeia a fost adusă în stare gravă, dar nu critică. Irina s-a pregătit și a decis să asiste personal la operatie. Și de ce oare chipul acestei femei i s-a părut atât de familiar? Când totul a decurs bine și viața a fost în afara oricărui pericol, Irina a vizitat-o pe pacientă în salon. Femeia își revenise. Irina o ținea de mână. Mamă, a spus Irina. Te-am găsit. Așadar, odată cu revenirea la clinică, Irina și-a găsit adevărata mamă și chiar și un frate în persoana lui Timofei. Nu a întrebat-o pe mamă de ce a ajuns în orfelinat. Probabil că atunci, cu mulți ani în urmă, au fost motive întemeiate. Pe Irina nu o interesa. Tranzacția, încheiată cu o renunțare falsă la moștenire, a fost anulată. Irina, ca moștenitoare legală, a devenit proprietara de plină a clinicii tatălui său. Mama Vitregă a fost condamnată pentru falsificarea documentelor. Filip s-a căsătorit cu Irina și a dus-o la Moscova, ca să-l ajute să gestioneze și clinicile lui. Atât de abil i-a ieșit totul. Mulțumesc că ați ascultat până la capăt. Nu uitați să vă abonați și să dați apreciere, de asemenea apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile videoclipuri. Vă doresc o zi minunată!